Solidaritatea este o valoare esențială într-o societate sănătoasă. Atunci când ne ajutăm semenii aflați în dificultate, nu doar că le oferim sprijinul necesar pentru a depăși momentele dificile, ci și construim o comunitate mai unită și mai empatică. Locuitorii din comuna Cudalb, județul Galați, grav afectați de inundațiile petrecute în săptămânile precedente, au primit sprijin din partea reprezentanților comunei Cumpăna, dar și al locuitorilor care, din puținul lor, au donat pentru cei aflați în dificultate. Un convoi umanitar încărcat cu o varietate de produse esențiale pentru refacerea vieților și funcționarea normală a gospodăriilor celor afectați a pornit din comuna Cumpăna cu destinația Cudalbi, acolo unde au fost primite cu recunoștință de 111 familii afectate de viitură și care au pierdut aproape totul. Oameni buni, dragi cumpăneni, cei care ne-ați ajutat să adunăm acele produse, banii pe care dumneavoastră i-ați donat, i-ați dăruit tuturor celor acelora prieteni care ne sunteți din Constanța, din alte localități ale județului Constanța, uitați dumneavoastră că acești oameni au nevoie în continuare de sprijinul nostru, au nevoie în continuare de mult mai mult de la noi, în sensul că le trebuiesc materiale de construcție ca să-și reconstruiască casele. Fiecare familie din comuna Cudalbi a primit haine noi, detergent, perne, saltele, seturi de pat, pilote, lenjerii de pat, tacâmuri, prosoape, medicamente, cizme de cauciuc, produse de curățenie. De asemenea, s-au distribuit alimente neperisabile, conserve, pâine, brânză și apă plată, iar pentru familiile cu animale, aproximativ 400 de saci cu cereale. Totodată au fost oferite ajutoare suplimentare și pentru sprijinirea educației și refacerea infrastructurii comunei prin dăruirea mai multor piese de mobilier pentru grădiniță, respectiv 189 de măsute și scaune. În plus, s-au distribuit și 109 ghiozdane echipate cu rechizite copiilor din comună. Vă mulțumesc din suflet în numele cetățenilor din comuna noastră. Vă mulțumim pentru sprijin și să știți că ne s-au alăturat foarte mulți din județul Alba, Timiș, dumneavoastră, Covasna. Nu a contat etnie, deci absolut, absolut, religie, nimic. În această situație, poți să fii om și să gândești altfel decât în ajutora oamenilor. Au venit voluntari, ne-au dat la lopată, ne-au ajutat, au venit undeva, cred că 15, cel puțin 15 comune din județ cu utilaje, fiind încă, adică nu au fost numai Cudalbiu afectat. Și ne-au ajutat, au stat câte 4-5 zile, o săptămână. Campaniei umanitare s-au alăturat și reprezentantele Organizației Femeilor Social-Democrate, care printr-o delegație au fost prezente și ele în comuna Cudalbi. Noi nu numai locuitorii comunii Cumpăna am adunat, ci și oameni prieteni ai noștri au venit. Acum sunt însoțită și de doamnă de la Constanța și de doamnă de la Poarta Albă. Deci oameni care într-adevăr iubesc oamenii și vor să fie de ajutor. Am vrut să venim la toți acasă, dar nu se poate, e greu. Cu domnul primar și cu tânărul și cu seniorul, am încercat acolo, în fața sălii sportului, să putem să dăm un tir de 24 de tone și sunt produse noi, nu sunt produse. Și alte trei mașini, uitați ca aceasta, de produse, de alimente neperisabile, de haine noi, de tot ce înseamnă de us casnic, dar mai ales de curățenie. Fiecare gest de generozitate a făcut o diferență reală și a adus puțină alinare celor care încearcă să revină la viața de dinainte de inundații.